Bună ziua și mulțumesc că ați venit să ne ascultați și pe noi. Mă numesc Viorel Ciuță, sunt reprezentantul standului NONEC. O să luăm pe rând, în primul rând, de ultima declarație publică a domnului Friț, în care a anunțat că s-a pierdut definitiv. Nu este fondată, nu este reală, este proces pe rol. Am pierdut în al doilea proces, în prima instanță, așteptăm motivarea și vom face recurs. Deci nu este o hotărâre definitivă. Din păcate, pentru noi, nu consider că sunt victime ale unei campanii electorale premature și asta vă spun în ideea în care anul trecut, la începutul verii, domnul Friț, și puteți să verificați pe Facebook-ul dinsului, a ieșit pentru prima oară și a zis că a descoperit o echipă, să zic așa, de 7 mafioți, 7 baze, care au furat 22 de hectare. Ca să fac o glumă, aceste 22 de hectare, cum au spus colegii care de-a voastră anul trecut, nu s-au furat, sunt acolo, le poate vedea orice om de pe planeta asta, le poate mirosi, pipăi sau cum vreți dumneavoastră. Sunt acolo, nu s-au furat. Din contră, aceste terenuri au fost îmbunătățite, cel puțin la baza No Name, cu gazon, cu verdeață, vă invităm să vedeți, și nisip pentru oameni, și în chei nu este o hotărâre definitivă. Este o defăimare a noastră, o manipulare a opiniei publice, suntem victimele unei campanie electorale premature, dă foarte bine la presă că se luptă cu mafioții, lumea savurează pe Corrado Catania al Timișoarei lupta cu mafioții, nu avem dosare penale, da? Eu, ca și Michi, am 3 copii mici, îl invit pe domnul Friț la mine la școală, la copii, să se uită în ochi lor, zică că copii de mafioți, de hoți, la învățătoarele lor, să se uită, să spună. Eu vă întreb noastră, dacă fișa postului de primar îi permite să ne facă hoți, mafioți, interloc. N-am furat nimic și, din contră, vă demonstrez că de 46 de ani, la Clubul Nonim, sunt plătite impozite pe clădiri extratabulare, consecutiv. Anul ăsta, în 30 martie, s-au plătit cu reducerea 10% de la 14.500. Păi vă arăt, nu sunt plătite de noi și pe vremea aceea se plătea o taxă. Și este un decret dat de Ceaușescu. Bun, dar sunteți de mai puțin ani. Da, noi de 22 de ani suntem acolo și plătim taxe pe teren și chirie pe teren. Să citiți, să dați la presă. Este un act oficial al primăriei. Da, dumneavoastră aveți un proces pe suspendare pierdut definitiv? Nu, acest primul proces, da, nu pierdut definitiv, la recurs nu mai avea obiect, fiindcă s-a ajuns pe fond și pe fond am pierdut în prima instanță, un singur judecător s-a pierdut și contează recursul și hotărârea definitivă la procesul existent. Am văzut că ați făcut o cerere de strămutare, de ce? Trageți noastră concluzia, de ce? Păi spuneți-ne că nu vrem să...